Claudia Ionela Costiuc va concura în proba de 1500 de metri, iar Alexandru Prâsneac va lua startul în proba de 800 de metri. Iată ce a declarat antrenorul Cristian Prâsneac la plecarea în Israel. Sper ca Ionela să se califice în finală, unde ne dorim un rezultat bun. Alexandru are obiectiv să facă una sau două curse bune și să prindă experiență pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European. Aș vrea să mulțumesc celor care stau în spatele muncii sportivilor, doamnei președinte a Federației Anișoara Cusmir Stanciu și celor din conducerea cluburilor CSM Turnava-Tra Durnei și CSM București, a spus Cristian Prâsneac. Alexandru Prâsneac va reprezenta România la Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se va desfășura în Slovacia, în perioada 24-30 iulie. La rândul ei, Claudia Ionela Costiuc va participa la Campionatul Mondial sub 20 de ani, programat la Cali, în Columbia, în perioada 2-5 august.